De câteva zile, zeci de pompieri se luptă cu un incendiu de pădure izbucnit în zona Oituz din județul Bacău. Ard aproximativ 12 hectare de pădure, predominant de pin. Pompierii intervin și cu elicoptere de stingere, însă misiunea este tot mai grea. Dar discutăm mai multe despre această situație cu Andrei Grecu, purtător de cuvânt ISU Bacău. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună dimineața! Care este mai exact situația în momentul de față, domnule Grecu? Ce suprafață este afectată? În prezent vorbim de o suprafață de aproximativ 18-20 de hectare. Dacă inițial am avut o suprafață mai mică, în cursul serii trecute, intensificările de vânt și uscăciunea din zonă au asigurat ca arderea să se înainteze. Cu toate eforturile făcute de către colegii mei, suprafața s-a mărit, refer aici la suprafața afectată. În această dimineață se efectuează schimbul de efective și mijloace la fața locului. Vorbim și astăzi de peste 50 de pompieri cu peste 15 mijloace de intervenție care vor interveni în zonă. În cursul zilei trecute am avut sprijin din partea forțelor aeriene cu o aeronavă Spartan care a efectuat mai multe treceri peste focar aruncând containere cu apă. Sperăm ca această misiune să nu mai dureze mult și să reușim să lichidăm incendiul în cel mai scurt timp. Vorbim la momentul actual de 4 focare principale care se află pe versantul respectiv. Sunt localizate aceste 4 focare, se lucrează la lichidarea lor. Important este de reținut faptul că incendiul nu pune în pericol localitatea Oituz, uh-huh, și nici operatorii economici din zonă care se află situați la marginea localității, sub versant. Spuneți. Sperăm să putem continua intervenția în condiții optime, având în vedere faptul că este o intervenție dificilă din cauza terenului foarte, foarte greu accesibil. Vorbim de o pantă cu înclinație foarte mare, de stânci acoperite de lichieră, de frunzișul căzut peste acestea. Înaintarea se face foarte greu și iar peste toate acestea vorbim și de prezența elementelor de muniție rămase neexplodată din timpul primului război mondial, Oituzul fiind o localitate pe linia frontului. Avem prezent și astăzi echipa pirotehnică la fața locului care desfășoară misiune de cercetare, identificare și înlăturarea a eventualilor pericole care le descoperă, astfel încât să nu punem în pericol salvatorii. Foarte important că ați menționat faptul că nu se află în apropiere totuși locuințe, nu sunt oamenii în pericol. Așadar, sperați ca acest incendiu să fie lichidat în cel mai scurt timp, însemnând o zi, două? Da. Vorbim de astfel de timp, însă v-am spus, cel mai mare obstacol al nostru este greutatea cu care putem înainta pe acel versant, având în vedere terenul foarte accidentat. Dar cu exactitate, cauza acestui incendiu se cunoaște? În momentul de față vorbim de intervenție. După ce finalizăm intervenția, după lichidarea incendiului, se va constitui o comisie de cercetare a împrejurărilor în care s-a produs acest incendiu. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări. A fost în direct alături de noi domnul Andrei Grecu, purtător de cuvânt ISU Bacău. Continuăm acum știrile.